Am venit la curs, simțindu-mă o victimă, pentru că necesitatea mea era de a putea iubi oamenii, dar mă loveam mereu de un zid și suferam foarte mult pentru că eu vreau să iubesc, dar nu reușeam, pentru că îi judecam și mă temeam de ei. Și nu știam efectiv cum să-i fac să înțeleagă că nu reprezint un pericol și vreau doar să iubesc. Și atât. Și a fost greu la început. Pentru că și la curs m-am lovit de anumite situații în care veneau persoane cu care eu chiar vreau să am niște relații armonioase și îmi spuneau niște adevăruri din punctul lor de vedere. Și în primă instanță am fugit pentru că m-am simțit respinsă și m-am retras și am zis: Dom'le, hai să vedem cum putem remedia situația folosindu-mă de instrumentele pe care le primeam la curs, ca eu să pot iubi oamenii dincolo de aparențe și de seriozitatea pe care credeam că o am și eu și pentru care vreau să fiu apreciată. Clar, care era o mască, de fapt, pentru că mă simțeam vulnerabilă să-mi arăt adevăratele emoții. Și pentru că mă simțeam... nu mă simțeam... Mi era frică de respingere, efectiv, să fiu respinsă. Sau să nu fiu apreciată pentru ceea ce sunt, cred că asta e... Și de-a lungul cursului s-a produs acest colaps al ego-ului, dar total la mine a fost așa. S-a dus și am început să iubesc pe toată lumea când am acceptat să mă iubesc pe mine cu tot ce am, inclusiv defecte, programe, împiedicături și alte caracteristici. Și azi a fost momentul în care efectiv am putut să iubesc pe toată lumea din sala aia necondiționat. Și mai era o chestie că mă temeam de oameni bolnavi. Deci era ceva ce nu puteam înțelege, nu știam cum să procedez cu ei. A fost foarte greu la început pentru mine să ascult poveștile alea, nu știu. Și apoi am zis: băi, soluția e forța, să crezi în tine, că poți face orice. Și în momentul în care crezi în tine și nu mai ții cont de filmele și părerile specialiștilor și acelor îndreptățiți să dea o opinie, atunci ești liber. Și poți să realizezi absolut orice. Este suficient să crezi în tine și să emiți o intenție. Asta e tot ce poți să faci și ce ai de făcut. Restul vin la tine, dacă le permiți să vină. Că uneori ne dorim ceva, dar singuri ne punem piedici, să spunem. Pentru că ne este frică să trăim ceea ce ne dorim în realitate. Și mai era un aspect cu iubirea sub toate aspectele, în general. Ca să iubești trebuie să fii vulnerabil și să fii capabil să te arăți exact așa cum ești. Pentru că doar atunci ceilalți nu se vor teme de tine, să spunem. Le arăți: asta sunt. Pot să te iubesc, dacă îmi permiți, ok? Dacă nu, la fel sunt un păcat. Oricum te iubesc, că nu mai cum să-mi controlezi tu realitatea. Da, și nu știu, cred că am învățat să mă iubesc pe mine, dar într-un mod atât de profund încât să ajung să nu mai am necesitatea de a primi din partea altora.
Și atunci am început doar să dau. Și asta mă făcea fericită, doar când dam. Dam. Și am înțeles că niciodată nu este în a cere răspunsul sau a aștepta din exterior. Pentru că ceea ce emiți în universul ăsta se întoarce la tine. Uneori înzecit, pot să spun. Da. Cam asta a fost experiența mea. Da, cred că a fost o regăsire de sine, un colaps al ego-ului, pe care, sincer, nu mai am nevoie. Că era... Ce este ego? Până la urmă este o mască și o protecție pe care ți-o pui. Ca să te simți safe și în același timp izolat. E foarte interesant. Da. Cred că am ajuns să mă simt bine cu mine. Și nu știu. Îmi doresc ceea ce doresc altora, să creadă în ei în continuare și să trăiască viața ca pe un miracol, pentru că este un miracol. Și da, cred că asta a fost. Nu, a fost lecții de iubire la mine. Am învățat să iubesc, să mă iubesc pe mine, să iubesc pe ceilalți așa cum sunt. Da, cam asta e.